Paranormalul este un termen folosit pentru o varietate de fenomene care ies din sfera normalului, așa cum Terence Haynes a scris în cartea Pseudoștiință și Paranormal, apărută în 2003. Paranormalul poate fi înțeles cel mai bine ca o subgrupă a pseudoștiinței. Ceea ce separă paranormalul de alte pseudoștiințe este lipsa unor explicații plauzibile, ceea ce îl pune în afara științei cunoscute. Cu toate că mulți neagă existența sa, exemplele următoare ne arată contrariul. Localizată în Savannah, statul Georgia, Casa Keio reprezintă un loc perfect pentru manifestarea paranormalului. Locuința a fost construită pentru Annie și William Keio, care au trăit acolo alături de copiii lor. Casa era spațioasă, fiecare având un loc al său. William obișnuia să se relaxeze citind într-o încăpere unde se afla o cupolă. Copiii obișnuiau să se joace la etajele 2 și 3, iar seara Annie îi pregătea pe copiii pentru culcare. Nu mulți știu însă că familia Keio număra mai mult de 10 copii, doar că unii muriseră în casă în urma unor boli sau accidente care au avut loc acolo. Fenomenele inexplicabile s-au manifestat prin apariții ale fantomelor celor doi soți. Annie a fost zărită cel mai des în camerele 201 și 203. Cei ce vizitau locul spuneau că o vedeau adesea la celălalt capăt al patului când se trezeau sau se afla la birou. De asemenea, un puternic miros de trandafir se simțea în aer. Stafia lui William își făcea apariția seara târziu, în camera liniștită unde obișnuia să citească. De asemenea, pe lângă fantomele soților, alte două stafii ale unor gemeni au fost văzute. O femeie care s-a căsat alături de soțul ei în camera 201 s-a trezit într-o dimineață deoarece a simțit că cineva o tragea de păr și de bărbie. Când și-a deschis ochii, a observat un copil mic, dar când a clipit, acesta dispăruse. Alți oameni au spus că auzeau pași sau chiar sunetele unor copii la etajele 2 și 3, când în clădire nu se aflau copii. Construcția există și astăzi, funcționând ca hotel. Spitalul de boli mentale Airdale, aflat în Ararat, o zonă rurală din sud-vestul Victoriei, a funcționat din 1865 până în 1998, fiind cunoscut pentru condițiile slabe și abordările în ceea ce privesc bolnavii. Tratamentele cu șocuri electrice și lobotomiile erau un lucru atât de comun încât nici măcar copiii nu erau privați de ele. În 2017, doi investigatori de paranormal, John și Deb Christopher, explorau țara în căutarea supranaturalului. Vizitarea asilului a fost, spun ei, cea mai înfiorătoare experiență. Cei doi au mărturisit că ceva din interior i-a determinat să plece. Într-o seară, și-au luat echipamentele și s-au aventurat în interiorul clădirii. Echipamentul era format din câteva aparate audio și un K2 EMF Meter. A mers până în zona în formă de hexagon, unde erau tratați copiii cu sindromul Down. Atmosfera în acel loc era liniștitoare. De altfel, am și văzut o mulțime de umbre și am recepționat niște semnale. A fost și în camera asistentelor, unde au spus că paranormalul este mai activ. Am auzit bătăi venite de acolo și sunete ciudate, de parcă era cineva cu astm. Domnul Christopher a crezut că era ghidul lor care i-a condus, însă acela nici nu se afla cu ei în clădire. Aparatele ne-au condus apoi în zona unde erau ținuți oamenii cu comportament criminal. Am văzut cum ușile celulelor se mișcau singure. Bine, seara era într-adevăr furtunoasă, dar în acea zonă nu existau geamuri, deci nu avea cum să fie vânt. Situat la 5 mile de intrare în Parcul Național, Munții Stâncoși, hotelul Stanley, care numără 142 de camere, oferă o priveliște panoramică asupra lacului Estes, a munților și în special Long's Peak. Hotelul a fost fondat de către Freelan Oscar Stanley, care s-a mutat în Colorado pentru aerul curat și natura, sperând să-și vindece astfel tuberculoza. Clădirea a fost deschisă în 1901. Stanley a murit în 1940, la 91 de ani, însă se spune că spiritul său n-a părăsit hotelul. Mai mulți angajați au susținut că îl puteau vedea seara în sala de biliard sau la bar. Soția sa, Flora, de asemenea decedată, a fost și azărită pântuind hotelul, obișnuit chiar să cânte la pian. O altă fantomă care mai poate fi zărită este cea lui Elizabeth Wilson, fost administrator.
Legenda deci spune că ea se afla în camera 217 când a fost rănită într-o explozie. A supraviețuit, murind însă câțiva ani mai târziu. Chiar și azi, spiritul ei bântuie încăperea. Oaspeții care ocupau camera au raportat că bagajele se împachetau la loc, iar luminile se aprindeau și se stingeau singure. Persoanele necăsătorite, de altfel, simțeau o prezență rece când se băgau în pat. Alți oaspeți vorbesc de fantoma unui băiețel cu autism, poreclit Billy, care se plimbă prin camere și uneori se joacă cu părul musafirilor. Pe lângă asta, hotelul a servit ca sursă de inspirație pentru Stephen King atunci când a scris The Shining. Autorul se căsase alături de soția sa în timpul sezonului rece, fiind singurii oaspeți. Domnul King l-a visat în noaptea aceea pe unul dintre fiii săi, în vârstă de 3 ani, alergând pe hol, țipând. Tot în acel loc a și fost filmată miniseria TV a cărții apărut în 1997, de asemenea scrisă de Stephen King. Canalul Obvondi este cel mai lung canal din Sankt Petersburg, Rusia, care în secolul al XIX-lea a servit ca limită sudică a orașului. A ajuns cunoscut și sub numele de canalul sinucigașilor, în urma mai multor evenimente stranii care s-au întâmplat acolo după construirea sa. Muncitorii s-au plâns de dureri de cap, care au devenit tot mai violente, ceea ce a îndemnat pe mulți să se sinucidă. În timp ce majoritatea au reușit să-și pună capăt zilelor, alții au fost salvați, mărturisind că o forță necunoscută i-a împins peste bordură. Se mai spune că în secolul al XVIII-lea, o femeie dintr-un mic trib de nativi au fost omorâți cu brutalitate de cavaleri suedezi. Un șaman din trib a blestemat cavalerii, fiind omorât mai apoi. Femeia și șamanul au fost îngropați în locul unde se află acum canalul. Situată în vestul orașului Cluj-Napoca, în apropierea secției în aer liber a Muzeului Etnografic din Transilvania, pădurea Hoia Baciu este un loc misterios, unde s-au întâmplat câteva evenimente neobișnuite. Povestea originală, de la care se trage și numele Hoia, prezintă un cioban care s-a adâncit în pădure alături de oile sale. A înaintat până în poiana rotundă, de unde n-a mai fost văzut niciodată. În 1968, un clujan a fotografiat în poiana rotundă un OZN, pozele sale fiind printre puținele clasate ca autentice de către specialiști. Din anii 60, profesorul de biologie Alexandru Sift a studiat fenomenele luminoase, magnetice și radiologice care au avut loc acolo. Acesta a adunat o arhivă bogată, dar cele mai multe au dispărut în mod misterios după decesul său din 1993. Puținele poze rămase au fost publicate în 1995 în revista Fenomenele de la pădurea Hoia Baciu de către Adrian Pătruț, profesor de chimie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și prieten de lui Sift.